Românii pendulează continuu între sat și oraș, fără să se decidă unde este viața mai bună. În tinerețe caută locuri de muncă la oraș, dar peste ani, uneori chiar peste mulți ani, unii își aduc aminte de casa și livada din dat. Cheltuiesc să le pună din nou pe picioare sau cumpără alte proprietăți, ca să își ia acolo porția de liniște și aer curat, asigurându-și condițiile de trai moderne dacă localitatea respectivă deține infrastructura necesară. Sunt oameni care au renunțat cu totul la traiul urban și trăiesc acum la țară, unde, dacă au spirit antreprenorial, lucrează pământul și nu stau locului o clipă. Cu ce v-ați ocupat înainte? Înainte am fost inginer tehnolog. Am terminat Politehnica, Facultatea de Construcții, de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, și am fost inginer proiectant, șef birou export, după care a venit Revoluția și m-am mutat în capitală, la o multinațională, tot la un departament industrial. Ulterior am ieșit la pensie și ne-am gândit noi că ar fi mai bine să ne mutăm la țară. Dumneavoastră și soțul. Da, eu și soțul, da. Soțul nu prea se ocupă cu agricultura, nu e pasiunea lui. Eu, având o tradiție în familie, tatăl meu fiind inginer mecanic agricol, am îndrăgit această meserie și m-am apucat să învăț. Și am avut un dascăl foarte bun, fostul director de la stațiunea de cercetări viticole Pietroasa, care n-a scăpat de mine și timp de 4 zile am stat la ușa dânsului, nu m-a lăsat să intru pentru că era foarte ocupat și în final m-a acceptat, a acceptat să-mi dea niște sfaturi. De la dumnealor am cumpărat via, de fapt lăstarii, și m-a învățat cum să-i tai, cum să-i plantez, cum să-i aranjez în fiecare an. Și așa am reușit și am pus pe picioare o mică afacere, că nu poate să fie numită mare, e o afacere de familie, să zic așa, care mi-aduce satisfacții mai mult morale decât materiale. În zilele noastre, terenurile își schimbă ușor proprietarul. Unii nu mai au puterea să le muncească sau au nevoie de bani ca să supraviețuiască. Alții, dimpotrivă, dispun încă de resurse ca să le lucreze. Chiar și aici, pe dealurile Nișcovului, bucățelele de pământ au trecut dintr-o mână în alta. Ce suprafață de teren agricol cultivată cu vie, cu pomi dețineți în total? Aproximativ 7 hectare în total. Mai am și în zona Pietroasele, la Fințești, 1,5 hectare. Și ce am aici? Cam 7 hectare. Și la Năieni? Aveți și la Năieni? Da, la Năieni am 1,5 hectare de Sangiovese. Este o viță adusă din Italia, naturalizată la noi, care este plantată de vreo 60 de ani pe același loc pe care este și astăzi și pe care mulți din ceilalți viticultori au scos-o pentru că se coace ultima și, în general, cocându-se ultima, mai și dispare. Dar cum ați ajuns noastră să cumpărați teren? O parte din teren l-ați cumpărat chiar de la un văr de-al noastră. În ce împrejurări? Poate că nu este chiar atât de plăcut, dar eu sunt naționalistă, ce să vă spun? Și iubesc foarte mult ca România să fie a românilor. Și vărul meu avea angajat un contract de vânzare cu un italian. Și în momentul în care l-am sunat, ne deplasam spre Sinaia, să-i invităm să meargă cu noi, mi-a spus că nu se poate deplasa, întrucât are de vândut via. Și eu i-am spus, cât îți dă italianul? Mi-a spus o sumă, iar eu i-am spus, îți dau eu banii, dă-mi 1000. Și așa am devenit marele viticultor. A fost prima vie pe care am cumpărat. A fost prima vie pe care am achiziționat-o. Era un teren în paragină, pentru că via nu fusese îngrijită, nu avea tot ce-i trebuie. Eu am început să citesc, să studiez, să învăț, să alerg.
Am pus-o pe picioare și acum pot să mă laud că fac unul dintre cele mai bune vinuri din zonă. Dumneavoastră sunteți oenologul sau apelați în continuare la un specialist? Eu fac totul. Nu apelez la nimeni. Aici domiciliați acum? Aici locuiesc, aici trăiesc. Ați cumpărat o proprietate a unui localnic? Cum ați procedat? Unul din vecinii din sat avea o suprafață de 1500 de metri de teren viran și avea nevoie de bani. Iar noi am zis, fiind aproape de casa bunicii soțului meu, hai să cumpărăm. Era o zonă unde se adunau toate aluviunile care curg pe vale în jos, pentru că drumul nostru lasă de dorit, nu este drenat și toate aluviunile se adunau în curtea noastră. Bărbatul meu a zis să-ți place, eu am început să plâng, am spus că nu avem apă, nu avem gaze. Mi-a promis că în cel mai scurt timp va rezolva problema și așa s-a și întâmplat. Am forat un puț cu apă, ne-am apucat să săpăm cofrajele pentru turnarea fundației. Am reușit, am ridicat casa, cu timpul am reușit să mai cumpărăm câte un petec de pământ colo-colo. Începând să meargă afacerea cu via, ne-am gândit să facem și o cramă. Ne-am apucat, am mai cumpărat o bucățică de pământ, am construit o cramă. Bărbatul meu a spus, dacă tot băgăm atâta beton în deal, n-ar fi bine să facem ceva și deasupra cramei? Și atunci m-am apucat și am făcut și deasupra cramei o sală de festivități. Am făcut un atelier în care procesez vinul, cel de pe stânga când ați intrat. Acolo am și tensiune 380, am apă, am biroul firmei, am uitat să vă spun că am și o firmă, că totul se derulează pe firma mea. Pe urmă ne-am apucat, am mai cumpărat o bucată de pământ, m-am apucat și am pus lavandă, că în drumurile mele prin Marsilia am văzut, am admirat și mi-a plăcut. Am vrut să pun în deal aici, dar neavând apă, primii ani este foarte dificil, nu se prinde dacă nu-i udată. Atunci am renunțat să pun în deal și am pus acolo pe o suprafață de 600 de metri pătrați lavandă. Și acum fac și ulei de lavandă și apă de lavandă. Am mai pus aici că tatăl meu zicea când vedea o bucată de pământ, Doamne, să-i bată Dumnezeu cum lasă pământul nelucrat. Și mi-am adus aminte de ce spunea tata și aveam bucățica aia de pământ care era plină de bălării și am pus și niște nuci Chandler, că am auzit că sunt foarte productivi. Am înțeles că în anul 5 fac în jur de 20 de tone de nuci la hectar. Bine, ideea a fost să fie cultivat, să nu fie lăsat în paragină. În sat au rămas numai bătrâni. Acesta a fost și motivul pentru care eu am reușit să ocup suprafața aceasta destul de mare de teren pe care am cumpărat-o de la bătrânii care nu mai puteau lucra pământul. Tinerii au plecat. E foarte greu să găsești forță de muncă în ziua de astăzi pentru că tot ce se face la vie, la pom, este manual. Și ca să folosești utilaje mecanizate, nu este rentabil pentru suprafața mică de teren pe care eu o dețin. Și atunci mă străduiesc, mă chinui, aduc oameni după în alte sate, după, în general de la munte, să știți. Din zona Șesului nu prea sunt oameni. Aici, dacă sont 3% tineri, dacă sunt 3%. Și marea care majoritate ar putea fi viitorul satului, doamna Carmen? Trist. Aici este aproape de Buzău. Poate că va mai rămâne cineva, dar în satele îndepărtate deja sunt pustii, cel puțin în zona Policiori, sus la zona munților Bisoca, satele sunt depopulate. Au rămas doar clădirile, nu mai locuiește nimeni. Poate un tânăr, că dumneavoastră aveți deja câțiva ani de experiență și spuneți că lucrați
singură, că dumneavoastră sunteți eminența întregii afaceri. Un tânăr în zona asta de deal poate să trăiască, să se susțină pe el, să susțină familia de pe urma a 3-4 hectare cultivate cu pomi, cu viță de vie, cu flori? Da, cu... da, da. Poate, dacă vrea și îi place. Trebuie foarte mult să iubești agricultura. Nu poți să faci agricultură pentru bani. Agricultura o faci și pentru bani, dar trebuie să-ți și placă. Și ceea ce faci, trebuie să faci cu suflet. Să iubești ceea ce faci, să-ți placă ție ce iese din mâna ta. Așa, dacă faci numai în dorul elii, numai de dragul de a face, n-ai să faci niciodată nimic în orice domeniu, nu numai în agricultură. Când am coborât spre sat, o doamnă din prispa unei case, văzându-ne că filmăm, ne-a întrebat dacă nu vrem să-i cumpărăm casa. Mai aveam în buzunar banii de diurnă, dar ne-am oprit să o ascultăm și am aflat că locatara este pe punctul să părăsească satul pentru a locui la oraș, la o rudă foarte apropiată. Motivul? Viața la țară nu mai e pentru puterile ei. Unde mai pui că un vecin a folosit un utilaj ca să amenajeze drumul și a afectat locul din fața porții? Eu am îmbătrânit. Pământul l-am vândut doamnei inginer, în țarnă i-am vândut lui vărul primarului și văd și căsuța asta care e de 200 de ani și plec la sora mâine pe ei, că nu mai pot să merg aici. Vindeți casa? O vândă. Dar de câți ani e? E peste 200 de ani. A stat străbunicul meu aici. Vedeți ce țiglă puternică, e de-aia groasă. De ce vindeți? Nu mai pot să urc. Dacă n-am o pâine, acum trebuie să mă duc un kilometru și ceva să o ia. Nu pot. Dânsa mă vede mereu când e acasă. Trebuie cu plasele, mă chinui. Da, și iarna ce faceți? Iarna mor pe drum, cad, merg, cad, mă țin un băz, nu mai pot să mai merg. Dar cui îi pasă, de ce? Vecina de aceea are doi nepoți. Copiii aleargă la cumpărături că sunt micuți. O fetiță aia 6-a, băiatul a 8-a, dar eu la 69 de ani mai pot? Nu mai pot urca. Merg seara, nu-i un bec să lumineze de la spelcea de acolo până aici. Beznă, iau lanterna, cad cu ea pe drum. Când îi ploaie, n-am putut data trecută să mă duc nici la biserică. Am pus unul cu taxiul să mă aducă cu cumpărăturile și am spus primarului că n-a putut să urce. A, ăla-i prost, doamnă, dacă n-a putut să urce. Ăștia sunt oamenii intelectuali de la Vernești. Ăștia ne conduc pe noi. Da. Cum vă numiți? Poșircă Elena. Elena Poșircă. De la Țuică Moale. Știți că satul ăsta se numea Poșircești înainte, ulița asta. Erau mulți de-a lui Poșircă. Și acum a rămas Țuică Moale aici, eu. Mergi sănătos. Sănătate! Am întâlnit așadar în satul Nișcov, județul Buzău, două doamne cu destine diferite. Carmen a venit în sat și practică viticultura plină de entuziasm. Elena vrea să plece din sat, fiindcă viața aici este pentru ea fără speranță.